ceva poftim. Trebuie să plec. Iertați-mă, da. Așa e situația. Așa e situația. Noi vă mulțumim frumos, doamna, totdeauna când vine la ședințele noastre, va să zică, vine și cu o poezie scrisă în stil populaș, fapt pentru care îi mulțumim frumos, va să zică. Și aici vreau să fac și o remarcă, până a trece la sosloaie cuvântul, va să zică doritorii, și o să-și dea și ei, va să zică părerile despre activitatea societății în acești 3 ani. Într-adevăr, ceea ce s-a întâmplat anul ăsta, oameni buni la Fântâna Albă, cu dumnealui, a stat acolo și lui s-a oferit cuvântul. Eu personal am să vorbesc cu domnul administrației raionale de stat Liboca, să nu înțeleg eu că de ce, dacă pe teritoriul statului care acolo Bolșineț sau care va să zic că trebuie primarul din Bolșineț, un ucrainean, să conducă toată treaba asta de ani de zile. Eu am să intervin, eu să vedem acolo că eu am vorbit cu domnul Panciu. Dar nu-i parcă așa, știți, pe el președintele Consiliului Raional. Bine, ei trebuie să conducă administrația Consiliului Raional. Ei au început să dea ei vina unul pe altul. Scuze, uitați, a rămas om care a trecut prin calvarul stalinist. El nu a venit pur și simplu numai ca președinte al societății Golgota. Deci eu am să vorbesc personal cu domnul Gheorghe Predi, ca pe viitor să nu se repete asemenea lucruri, fiindcă, într-adevăr, vorbesc cu oamenii acolo care vor să vorbească sau care vor să demonstreze că uite, au venit, că e frumos, care o coafură frumoasă, care nu știu ce, dar în primul rând așa e o tragedie a neamului nostru. Deci, domnul Ilie, noi vă promitem că o să vă susținem. Dar puteți să faceți o, domnule Leonora, puteți să faceți o adresare oficială cu câteva zile noi? Absolut, eu am să mă ocup eu de asta. Eu nu m-am gândit la așa ceva. Sistematic, nu docu, sistematic, dați-mi cuvântul. Net. Iau program și au scris persoanele care iau cuvântul. Maria, dumnealui a spus în program. Maria, eu am citit, eu am făcut cunoștință. Dumnealui și Husanu, la 92 de ani, venit din unde este acum, la Iași, parcă locuiește. Da, da, da. La Bistrița, la Bistrița. Și lui s-a dat cuvântul, uitați-vă că dumnealui știe mai bine că tot e din Cupca. Omul a venit special, omul care a fost martor ocular al evenimentelor tragice din 1 aprilie. Da, mai s-a venit cuvântul. Ăștia doi oameni trebuiau să vorbească. Ceea ce s-a făcut acolo, noi azi. Bravo, și-a scris Maria chiar așa și-a terminat materialul acela că doi oameni s-au dus cu durere în suflet, că eu am, vă zic că toate ziarele astea acasă le păstrez cu evenimentele astea, bineînțeles. Asta a fost într-adevăr o durere pentru noi toți, credeți-ne, domnul președinte, că ceea ce eu fac cu cine a ales, eu sunt da. Pentru predicația. Mulțumim frumos, doamnă Eugenia. Și acum, poftim, vă oferim cuvântul, cred că începem cu domnul, cine? Nicolae Toma, dar și mai departe fiecare o să vorbim cuvântul. Dar nu mai o să încep cu cifre terminat acum. Noi vorbim de Fântâna Albă și noi atunci am scăpat cu vigerea absolută să citești. Unul din ziarele ucraineni și-a scris pe pagina întâia un material împotriva românilor. În primul rând, împotriva domnului Mugancu, vorbim o parte din cuvântare în limba română. Păi el, omul, dacă e român, nu putea să vorbească. El a vorbit România și a vorbit și limba ucraineană. Și a vrut că asta e normal. Dar vorbește și normal. Foarte normal. Da, dar ce ziar, Covina. Cine a scris? Și nu-i vorba de unul care a venit din Ternopol sau de aici, dar nu e vostru Bucovinean, pentru prima dată eu. Acum am înțeles de ce se face lucrul acesta. Pur și simplu, ăștia care au tot timpul grijă să fie vigilenți, au grijă pe noi să ne sub călcâi, le dau câte, înainte le dau câte 2000 de grijă, am nu știu câte pentru asemenea mai grijă, le plătea. Eu am aflat de ce când au scris despre mine și despre toți, păi de ce scrie voi aia? Apoi îmi dă 2000, de ce faci? Ce faci tu cu sau alt neam? Dar nu-i frumos. Dar poate doar 2000 de grijă. Nu, 2000 de grijă. Dar și pentru 2000 de grijă, cum se au altă nație conlocuitoare aici de viacuri să facă așa? Eu sunt de acord cu ceea ce a spus domnul ministru consilier. Faceți de scrisoarea asta, dar faceți în limba ucraineană. Absolut. Și noi, toate societățile, semnăm că n-avem. Aici se ascunde. Dacă așa a fost, știu că așa a fost. Chiar eram de față când domnul Popescu spunea că... Dar noi toți am fost de față acolo, dar multe lume spune că dumneavoastră a fost acolo și am văzut la lui cum a rămas așa, știți, lângă microfon, practic, și acela a închis, da, și primarul și ăla a închis, primarul nu știu ce conduce de ani de zile. Dacă nu, domnul Popescu a spus, dacă nu dai măcar 10 minute, 5 minute, eu încerc de fost, el, gata! Dobre, și cu asta a cerut 3 minute și la urmă a spus că este bun, că eu m-am băgat, cum a spus Felicia, Felicia are dreptate. Ea vă spusea microfonul, mi-a spus în față.
Și stăteam în mine și sobor de preot și venit de la Putna, de Mandritu și nu mai lucruri. Și l-a condus o societate ca Golgota, dar e primarul, pentru că el a gândit pe teritoriul lui a fost omorâți oameni, dar el trebuie să conduce. Uite, băi, ascult. Acum, actualmente, teritoriul acela se află pe aparține de satul respectiv și de ce el conduce? Acum, oamenii au fost din toate satele acolo și mai mulți din satele românești decât din cele. Hai, bun, gata, asta nu așa, dar... Nu discutăm mult. Atunci ar trebui să îngrijească și de monument. Ni până genunchi, era smur de rușine. Unii din Germania, din patru țări, se uitau să-mi era... Până la genunchi era burin. Și mie, dacă-mi vedea cu vânt... Eu jubiliarul nu, îți termin. Ca să nu fie de mult, dacă ne dăm și vântul, cred că vorbim niște jumătate de oară. Deci eu consider activitatea domnului Popescu. Nu pot să spun că a fost foarte bun, că atunci mai are spre ce lucra. Eu consider că a fost mulțumitoare și dorim și o continuare succes. Și eu cred că ambii succes al ambelei societăți, cu Golgota, pan ucraineană și cea regională, foarte bine că există și unul cu altul, nu se înlantece, dar se complică. Absolut. Mulțumim, domnule Nicolae Toma, între timp a sosit și domnul președinte, gazda acestei, dacă am putea spune principala gazda acestei, vă să zic, edificiu, domnul Vasile Bâcu. Iată, o să oferim și lui cuvântul, dar întâi să se răsufle, așa că oferim mai departe cuvântul, vă zic, pe cine dorește ca să vorbească, poftim așa. Deci, domnișoara Mihaela o să protocoleze aici, cine mai doriți ca să vorbiți? Ce? Poftim!